și domnilor, bună seara, bun găsit la știri. Caz șocant în justiția clujeană. Dan Dincă, fiul președintei secției penale a Tribunalului Cluj, a fost reținut astăzi de procurorii DICOT. El este acuzat că făcea parte dintr-o grupare infracțională specializată în fraude informatice. Alături de Dincă au mai fost reținuți și alți membri ai rețelei. Tânărul a fost arestat preventiv pentru 29 de zile după ce a fost audiat de magistrații de la Tribunalul Sibiu. Potrivit anchetatorilor, Dan Dincă se dădea drept un bătrân din Budapesta care vinde mașini pe internet. Mecanismul de fraudare era ingenios. Potențialii cumpărători puneau un avans într-un cont personal, dar trimiteau escrocilor copia scanată a formularului de depunere ca și dovadă. Aceștia copiau datele, confecționau cărți de identitate false pe numele victimelor și le goleau conturile. În acest fel, rețeaua a reușit să păcălească câteva zeci de persoane, prejudiciul total depășind 100.000 de euro. Procurorii de ICOT au intrat pe fir în urmă cu o săptămână când i-au reținut pe primii membri ai rețelei, iar noaptea trecută au descins la locuința lui Dan Dincă. El a reținut pentru 24 de ore sub acuzația de fraude informatice împreună cu alți doi membri ai rețelei. Cercetările continuă însă pentru identificarea tuturor celor implicați în escrocherie. Dan Dincă are 20 de ani și este fiul judecătorului Ioana Nora Boiciuc, președintele secției penale a Tribunalului Cluj. Magistratul nu s-a prezentat astăzi la serviciu și nu a fost de găsit nici acasă. Sistemul te îmbolnăvește și tot sistemul te poate omorâ. Bolnavii de hepatita B și C duc o luptă dramatică cu birocrația, nepăsarea și lipsa de fonduri. Pentru a putea obține tratament gratuit din partea casei de asigurări de sănătate, pacienții trebuie să aștepte luni sau chiar ani. În tot acest timp, nu le rămâne decât să-și cumpere singuri medicamentele, care ajung la 1000 de lei pe lună. Pentru Stelian, lupta cu hepatita B a început în 2006, când la un control de rutină a descoperit că are acest virus. Totul s-a întâmplat după ce în urmă cu un an a fost internat în spital din cauza unui preinfarct. Credeți că a trimis acest virus chiar în spitalul care a fost internat? Da, deci e posibil. Sau dacă nu, stomatolog, tatuaje și n-am nimic, deci sunt așa cum a lăsat domnul, deci numai din spital. Deși este foarte greu de dovedit că boala a fost contactată în spital sau la stomatolog, acesta este doar unul dintre multele cazuri parcă trase la indigo, în care sistemul sanitar te îmbolnăvește, iar apoi te aruncă într-un sistem birocratic ucigător. Tratamentul pentru bolnavi cu hepatită virală de tip B și C se obține doar cu aprobarea unei comisii de experți care funcționează la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În acest sens, medicul curant al pacientului întocmește un dosar medical care, prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, este transmis Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Până un pacient reușește să intre în program pentru a obține tratament gratuit, poate dura luni de zile sau chiar ani. Un an de zile în care stai și aștepți pe listă, an în care pacientul trebuie să-și ia medicamentele hepatoprotectoarele în continuare, virusul nu stă, că continuă să lucreze, să-și facă treaba și nu se știe. Sunt pacienți care mai ajung, care nu mai ajung. Crezi că oamenii chiar să moară în acel lung până așteaptă să primească acordul venind de la București? Cu siguranță, da. În tot acest timp, bolnavul nu are altă posibilitate decât să-și cumpere singur medicamentele. Pentru un om de rând, acest lucru este aproape imposibil. Costurile sunt destul de mari, deci după părerea mea, depășesc cu mult posibilitățile pacienților. Deci costurile sunt undeva la în jur de câteva mii pe lună. Pot fi de la 2.000 până la 5, 6, 7.000 de lei într-o lună, în funcție de gravitatea bolii și tipul de medicament pe care îl prescrie medicul. Doar în Cluj sunt peste 100 de persoane pe listele de așteptare la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a putea obține medicamente gratuite. Până la aprobarea dosarelor, bolnavii nu sunt decât niște nume pe o listă de așteptare. Avem și alte vești proaste pentru pacienți. Spitalele clujene ar putea rămâne fără medicamente și echipamente medicale din cauza unor datorii de milioane de euro către furnizori. Managerii unităților medicale susțin că vina nu este a lor, ci a Casei de Asigurări de Sănătate, care le datorează bani. În tot acest timp, de suferit au bolnavii care sunt nevoiți să-și cumpere medicamente din banii lor. Situația spitalelor clujene este deloc groză. Cea mai mare datorie către furnizori o are Spitalul Municipal Clujana. Spitalul Municipal Clujana are datorii la furnizori în valoare de puțin peste 3 milioane de lei. Aceste datorii sunt fonduri care ar trebui să fie furnizate de către CAS și Ministerul Sănătății. Așteptăm ca CAS-ul și Ministerul Sănătății să își plătească datoriile către spital, astfel încât spitalul să-și poată plăti furnizorii. Și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj are facturi neachitate către furnizorii de medicamente sau de alte produse necesare funcționării. La 30 iunie 2011, bilanțul contabil arăta datorii de 2.206.000 lei ale Spitalului Clinic de Copii Cluj. Depinde de furnizori, în continuare depinde de furnizori, de grupurile mari de distribuitori, care dacă vor aștepta în continuare să vină banii sau la un moment dat vor face front comun și vor spune nu mai furnizăm
medicamente și materiale sanitare. Datoriile Casei de Asigurări de Sănătate Cluj față de spitalele cu care se află în relație contractuală la data de 31 iulie 2011 erau de 23,7 milioane de lei. Din această sumă, 2,1 milioane de lei au fost cadente în data de 15 iunie. Cei mai afectați de această situație sunt evident pacienții care, deși sunt internați, uneori trebuie să-și cumpere diverse medicamente sau ustensile medicale. E foarte gravă situația. Trebuie să-ți cumperi pe banii tăi sau să dai la doctor ca să poată să te trateze. Se pare normal dintr-o pensie, din pensia de asta să cumpărați? Nu e normal, dar dacă asta e situația. Reorganizarea poliției este contestată chiar de polițiști. Intenția Ministerului Administrației și Internelor de a trece în subordinea primăriilor polițiștii de la ordine publică și cei rutieri ne mulțumește sindicatele. Primăria Cluj însă îi așteaptă cu brațele deschise pe noi angajați. Una din variantele de restructurare presupune trecerea poliției rutiere și a poliției de ordine publică în subordinea consiliilor locale. Sindicatele din poliție se opun însă proiectului și spun că întâi ar trebui rezolvate problemele polițiștilor și abia apoi ar trebui mutați în altă parte. Noi facem parte din Poliția Națională și vrem ca în România și sindicatele, organizațiile sindicale susțin ca să avem o poliție națională sănătoasă și după aia să ne facem și alte poliții la care trebuie să vină lumea și să aibă sprijinul cetățeanului. Dacă trebuie să treacă structurile de ordine publică la poliția locală sau în cadrul consiliilor locale, trebuie schimbate vreo 3 legi. Reprezentanții primăriei spun că reorganizarea nu le-ar ridica mari probleme. Nu ar fi o problemă pentru primăria Cluj-Napoca din moment ce colaborarea și în prezent decurge foarte bine. Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin poliția locală, colaborează deja cu inspectoratele de poliție în acțiunile noastre pe trafic rutier și ordine publică. În acest moment, 5 reprezentanți ai poliției de la trafic rutier sunt detașați la poliția locală, împreună cu alți 3 de la ordine publică. Conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Cluj a refuzat să facă vreun comentariu pe marginea propunerii de reorganizare a poliției rutiere și a structurilor de ordine publică. Ziua de Cluj, cel mai citit ziar din oraș și scris de cea mai bună echipă din presa clujeană, a ajuns ieri la ediția cu numărul 2000. Și pentru că munca de ziarist nu este deloc ușoară și îți ocupă aproape tot timpul, ei bine, jurnaliștii de la Ziua au făcut ieri o excepție și au sărbătorit cele 2000 de ediții la un restaurant de lux din oraș. Pentru efortul depus de-a lungul celor aproape 7 ani, șefii de la Ziua de Cluj au răsplătit pe angajați cu o petrecere pe cinste. De la eveniment nu a lipsit mâncarea tradițională, iar muzica a completat meniul. Ne-am întâmpinat oaspenii cu mămăliguță, specifică tradițională românească, balmoș, platou iancujianu, platou pintea viteazu, sărmăluțe în foi de viță, pâine făcută în cuptoare speciale tradițional românești. Crama Haiducilor, gazda de aseară a jurnaliștilor de la Ziua de Cluj, este unul dintre cele mai apreciate restaurante tradiționale din Cluj. Clujenii ar trebui să vină la Crama Haiducilor, în primul rând, pentru că este un restaurant tradițional autentic românesc, pentru felurile diversificate de mâncare tradițională pe care le avem. Sunt făcute exact ca și cum ai merge la bunica la țară. Jurnaliștii promit că prin munca lor, Ziua de Cluj va rămâne același reper constant pe piața media clujană, iar cititorii vor regăsi și pe mai departe aceleași informații exacte, analize pertinente și anchete care au făcut din ziua ziarul numărul 1 din Cluj. Datele meteo acum, încă un pic de răbdare, asta neger meteorologii care spun că vom scăpa în curând de ploi. Și asta s-ar putea întâmpla chiar de la noapte. Va ploua la începutul intervalului, iar temperatura nu va crește mai mult de 14 grade. Încă de dimineață vom avea parte de soare și vom putea lăsa liniștiți umbrelele acasă. Vântul va adia ușor dinspre nord, iar în cel mai cald moment al zilei vom avea parte de 25 de grade în termometre. Domnilor și domnilor, știrile se încheie aici. La Realitatea TV Cluj începe Clujul în realitate. Invitații lui Octavian Hoandră sunt Maria Bizou, vicepreședinte Sanitas Cluj, și Petru Călian, deputat PDL. Nu uitați, ne puteți urmări în direct și pe internet la adresa realitatea.cluj.net. De asemenea, dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun, dacă ați filmat sau fotografiat ceva interesant, trimiteți-ne imaginile pe adresa martoroculara@realitatea.cluj.ro. Eu sunt Claudia Chiraș și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor. Pe curând!